Medicamentul antitusiv Eurespal a fost retras de pe piața din Franța după ce s-a descoperit că a provocat mai multe reacții adverse, respectiv medicii nu mai au voie să-l prescrie. Totodată, o atenționare asemănătoare a fost emisă și în România până la noi indicații, denotat că medicamentul se găsește și în farmaciile din Moldova, dar autoritățile noastre din domeniul sănătății nu au făcut deocamdată publică vreo reacție în acest sens. Menționăm că atât în varianta sirop, cât și în comprimat, produsul dat a fost scos de la vânzare în Franța după ce un studiu a prezentat că substanța din acest medicament poate provoca afecțiuni cardiace.